Etapa a treia a campionatului național de basket masculin a dus cel de-al doilea eșec pentru Steaua București. Luni seara, echipa pregătită de Cătălin Burlacu a cedat pe teren propriu scor 81-83 în fața celor de la CSSCM Timișoara. După primele două sferturi în care au jucat excelent, roșii-albaștrii conduceau pe tabelă la o diferență de 10 puncte, scor 49-39, și fanii gazdelor se gândeau că urmează a doua victorie din acest sezon. Numai că timișorenii au făcut următoarele două sferturi aproape de perfecțiune. Au recuperat exasperant sub panou și au marcat la foc automat cu aruncări de 3 puncte. Finalul a fost apoteotic. La 81-83, Steaua a avut ultimul atac, dar Jovanović a ratat aruncarea de 3 puncte, iar Timișoara a plecat victorioasă din București. Da, din păcate, nu am mai controlat așa bine ca în prima parte a jocului și am lăsat unele aruncări de 3 puncte deschise, au marcat practic 4 aruncări de Timișoara, a marcat 4 aruncări de 3 puncte în ultimele 6 minute și asta s-a văzut pe tabela de marcaj. Cei mai buni marcatori pentru Steaua au fost Vragovici, 22 de puncte, și Spasoevici, 12. În etapa următoare, Steaua București va evolua în deplasare cu SCMU Craiova.